Popescu s-a născut pentru a se juca cu văzduhul. În Ținutul Tecuciului, satul Hânțești, după 3 băieți și 2 fete, a văzut lumina zilei o pereche de gemeni. În dimineața de 21 mai 1897, a venit pe lume o fată căreia părinții i-au pus numele bunicii de la Coasta Lupii, Maranda. La nici o jumătate de oră a sosit pe lume și fratele ei geamăn, Panait Paul. Destinele lor s-au împletit mereu, iar spun specialiștii că gemenii sunt oamenii extremelor, adică ori dotați cu niște trăsături de caracter extraordinare, ambiție, perseverență, muncă, sacrificiu. O miraculoasă apariție pe cer, deplasându-se cu viteză pe deasupra, a impresionat-o în mod deosebit. De atunci s-a evit marea sa dragoste pentru zbor, dorință vie care de-a lungul anilor a adus hotărârea de a se face aviatoare. Deci avea 15 ani, pe 26 mai. Atunci a văzut prima aeronavă care a trecut la verticalul locului unde ea se găsea și a fost extrem de impresionată. Și evident orice copil își dorește să fie în locul pilotului, să trăiască acel sentiment înălțător de zbor. În 1911, primii ofițeri ai armatei române au obținut brevetul de aviatori. Al doilea a fost Gheorghe Negrescu. Negrescu face unul dintre primele raiduri în 1912, zboară de la București la Bârlad, el era din zonă, iar Zmaranda era elevă la Bârlad. Momentul întâlnirii cu Gheorghe Negrescu și cu avionul pe care îl avea Gheorghe Negrescu, un aparat fabricat în România sub licență franceză, un Farman 3, este cel care, spune Negrescu, ar fi declanșat în ea dorința de a deveni aviatoare. A început acea flacără să bată în inima ei, să se întrebe dacă poate să devină aviatoare și până la urmă chiar a dovedit-o, a devenit. Acum, dacă ne amintim și noi când am văzut prima aeronavă zburând, am trăit un anumit sentiment. Cu atât mai acut a fost sentimentul ei că atunci aviația era relativ la început. Cu visul în ochi, a început să urmeze acest drum, să devină pilot, într-o perioadă în care această meserie era destinată bărbaților. După întreruperi de școală, frați plecați în război, decesul tatălui ei, Zmaranda ajunge în București pentru a-și continua studiile la Școala de Arte Frumoase, secția ceramică și artă decorativă. După mai multe încercări de a-și crei un viitor, fie în țară, fie în străinătate, cu ocazia unui miting aviatic care avusese loc la Băneasa în 1927, tânăra moldoveancă îl cunoscuse pe renumitul parașutist german, inginer și inventator Heinecke, care construise umbrela salvatoare pentru piloții ghinioniști, cu care a stat de vorbă, expunându-i planurile sale de viitor și dorința de a ajunge cândva aviatoare. Acesta a invitat-o la Berlin, promițându-i întreg sprijinul. E o cale foarte lungă și anevoioasă. A început să bată pe la ușile Federației Aeronautice să se devină aviatoare, dar ușile ei se închideau. Punând, cred că, în primul rând, se lovea de faptul că era femeie. Făcut demersuri la școala de aviație de la Tecuci, considerându-se îndreptățită să ceară asta, pentru că la ei în familie și în tradiția locului, femeia era respectată și era egală a bărbatului. Ea a făcut parte din acel grup mic de femei care a schimbat mentalitatea în România. A fost o luptă pe plan social, a fost o luptă de emancipare a femeii. Ea, când și-a dorit să devină aviatoare, oamenii simpli, dar și cei care aveau decizia în mână, nu prea au luat-o în serios. România nu era o țară cu multe femei în aviație. Până la ea, până în a doua jumătate a anilor 20, doar o singură femeie devenise aviatoare în 1914, în Franța. Este vorba de Elena Caragiani. Elena Caragiani era din Tecuci, Zmaranda Brescu era dintr-un sat de lângă Tecuci. Deci, din punctul acesta de vedere, orașul Tecuci
are meritul de a fi locul de origine a două personalități feminine ale aeronauticii române. A mai trecut însă un an de la întâlnirea cu Otto Heinecke până când Zmaranda a luat hotărârea definitivă de a deveni parașutistă, în încercarea ei de a ajunge pilot. În acest timp a stat de vorbă cu aviatorii din Tecuci, a scris Aeroclubului Român despre intențiile sale, dar nicăieri nu a găsit sprijinul necesar. A găsit o cale să ocolească această meserie gândindu-se că poate să devină parașutistă și atunci s-a împrumutat de niște bani. Profesoara ei a dat o sumă de bani, i-a dat în jur de 60.000 de lei în acea perioadă ca să poată să-și facă cursurile, să-și cumpere o parașută, pentru că în acea perioadă ca să te înscrii trebuia să-ți cumperi o parașută. Deci ea practic și-a cumpărat parașuta cu acești bani. A plecat la Berlin, a mers la Otto Heinecke și l-a convins să o accepte ca elevă. De fapt, Otto Heinecke chiar a fost încântat de Zmaranda Brescu. A fost suficient un salt ca să obțină brevetul, a avut loc în iulie 1928. Otto Heinecke a invitat-o la masă, după care i-a spus că va sări cu parașuta. A mers la aerodrom, a fost un mic șoc pentru ea să semneze o declarație că dacă îi se va întâmpla ceva, își asumă ea toate consecințele, a semnat acea declarație pe proprie răspundere, a ezitat un pic, după ce a semnat-o, a fost aplaudată de toți cei prezenți. A urcat în avion, avionul a luat înălțime și a venit al doilea șoc. Când îți vine rândul să sar cu parașuta și vezi hăul ăla sub tine, am sărit înălțimea cea mai mare 1200 de metri, înălțimea cea mai mică 800 de metri. Este un sentiment de teroare, aș putea să spun. Pentru că este o bătălie în forul tău interior. Nu sar și mă fac de rușine, dar îmi văd moartea cu ochi. Și să mă atârn de această batistă care se deschide, nu se deschide. Sigur, ca tehnică de salt cu parașuta din avioanele de atunci era cumplit. Trebuia să te dai jos din cabină, să te duci pe plan și pe o anumită zonă a planului unde îți asigura securitatea fără să afectezi, pentru că avioanele erau constructive, erau destul de firave. Era un mare curaj. Trebuia să ai un mare, mare curaj. Nu a avut curaj să sară. A trebuit să fie impulsionată de câteva ori de Otto Heinecke. Abia la treilea strigăt, sare acum, ea s-a desprins din avion. A văzut de sus aerodromul, spunea că i se părea așa ca o față de masă, iar hangarele păreau a fi niște pachete de țigări. A aterizat și a devenit parașutistă. România devenea în acel moment a patra țară din Europa care avea o parașutistă, după Franța, Cehoslovacia și Elveția. Deplina reușită a româncei a fost întâmpinată cu urale și ovații, cu strigăte repetate, bravo româncă! Apoi s-a bucurat de invitația marilor personalități ale Berlinului, ca și de ospitalitatea familiei Heinecke. După lansarea din 5 iulie 1928, Zmaranda Brescu a urmat cursurile școlii de parașutiști de la fabrica Schröder, întorcându-se în țară în septembrie cu brevetul internațional de parașutistă. Se întoarce în țară și crede că toată lumea îi va deschide ușa. În realitate, era văzută ca o ființă un pic anormală. Chiar și la ea în sat, oamenii spuneau că are niște apucături de băiețoi, că nu e chiar normal pentru o femeie să sară cu umbrela din avion. Nu exista termenul de parașută larg răspândit în societatea românească. Îi se spunea ori umbrelă, ori am văzut chiar în primul război mondial, soldații îi spuneau fustă. Domnul sublocotinent a sărit cu fusta din balon.
frumusețea o căutăm în interior, nu o căutăm în exterior. A devenit foarte repede îndrăgită de mai toți bărbații și toți îi spuneau mândița. A început să fac salturi demonstrative, să participe la meeting-uri, pentru că la un moment dat îți cumpere o parașută. Și după aia, no, ce faci cu ea? Trebuie să demonstrezi ceva. Și atunci cred că cu această parașută și cu aceste demonstrații încerca să strângă și ceva bănuți pentru a urmări următoarele proiecte. A fost invitată la diferite spectacole aeriene. În 1929 la Brăila chiar era să-și piardă viața pentru că un vânt spontan, așa a împins-o către Dunăre, dar a avut noroc și a aterizat pe malul Dunării. Dacă ar fi căzut în apă, probabil că s-ar fi necat. Dar cum este prima dată când au existat șanse ca ea să-și piardă viața? În anul următor, de asemenea, a fost la unele spectacole aeronautice, tot ca parașutist a fost invitată să facă demonstrații și în august, când se afla la Satul Mare, a fost a doua oară în pericol să-și piardă viața, de data asta a fost ceva mai grav. Un curent a apărut din nou instantaneu, a dus-o către o zonă împădurită, a izbit-o de un copac și apoi a izbit-o de marginea unui drum, de un șanț. La momentul respectiv erau și parașutele destul de puțin performante. Era greu să le pilotezi. Parașutistul era răsucit permanent, când într-o parte, când într-alta. Pendula, a și afirmat la un moment dat, a vomat de vreo 3 ori. O strângeau chingile atât de tare că nu mai putea să mai respire. Deseori, pe timpul coborârii, leșina. De data aceasta a avut mai multe fracturi de oase, a fost internată, a stat în spital 6 luni, la femur a avut dublă fractură, a avut câteva coaste rupte, de asemenea la oasele bazinului a avut fractură. În mod normal, oricine, nu spun orice femeie, oricine cred că ar fi renunțat la parașutism. Ea, după aceste 6 luni în spital, anunță că vrea să ia parașutismul în serios, să demonstreze că a fost o întâmplare ceea ce s-a petrecut, se putea întâmpla oricui, dar ea va face performanță și are de gând să doboare recordul național la saltul cu parașuta. Asta era în 1931, la începutul anului. Deși a fost în pericol să-și piardă viața, acest lucru nu a împiedicat-o să țintească mai sus. Smaranda a recunoscut că acolo, pe aripa avionului, deși ar fi fost mai ușor să renunțe la salt, ea trebuia să-și înfrângă instinctul de conservare și să se arunce în gol. În primii 25 de metri se întreba dacă parașuta se va deschide. Apoi, erau gândurile în care își pierdea orice speranță și se considera moartă. Deschiderea parașutei îi producea un șoc puternic, cu oprirea căderii și chiar o ridicare bruscă în aer, iar legăturile chingilor îi intrau în carne, crezându-se torturată cu un aparat nou al Inchiziției aeriene. Sacrificii. Dorință de performanță. O ambiție extraordinară pentru o făptură de 1,60 m și 48 de kg. În femeia asta atât de firavă a existat o voință de fier. O perseverență și o tenacitate ieșite din comun. A bătut la nenumărate uși, știind că nu vrea pentru ea, vrea pentru țară. Este greu de înțeles acest sentiment. Merge din nou la Berlin, face unele modificări la parașută ca să-i permită saltul de la înălțimi mari și se întoarce și caută un avion care se ridice dincolo de 6.000 de metri. Numai în armată mai găsea astfel de avioane, dar încearcă să îi convingă pe șefii aeronautici să o accepte. Mulți au spus că e o nebunie ce încearcă ea să facă. Pe vremea aceea, parașutismul era văzut nu ca un sport, ci ca un risc al unor circari. Aviatorii spuneau, și aviatorii conduceau atunci aeronautica, ce rost are să sar cu parașuta la infinit, să faci din asta un mod de viață. Te arunci cu parașuta când se prăbușește avionul, când n-ai nicio șansă
să scapi, alta decât să se desfacă parașuta. Dar așa, aruncându-te azi, mâine, la nesfârșit, până la urmă, parașuta nu se va mai deschide. Cotidianul Curentu a publicat un articol în ultima zi a lunii iulie 1931, în care se arăta că după groaznicul accident, lumea a uitat-o cu desăvârșire și nimeni nu se mai gândește la fata aceea de Răzeș, din Ținutul Tecuciului, care, ca o a doua Ioana d'Arc, își oferea viața drept jertfă pentru triumful unei idei. Până la urmă au fost și oamenii nimoși, care au spus, bine, Smaranda, o să te ajutăm. Unul dintre ei a fost comandantul aviației, generalul Lăzărescu. Altul a fost Gheorghe Negrescu, acum era colonel. Suntem la 20 de ani de la prima întâlnire dintre sublocotenentul Negrescu de atunci și Smaranda. El era comandantul centrului de instrucție ale aeronauticii, care se afla la Pipera, locul unde astăzi este Muzeul Aviației. Și i-a cerut unui subordonat, locotenentului Alexandru Papană, să o ajute pe Smaranda să obțină recordul. Recordul european era deținut de o nemțoaică, cu o lansare de la 4400 de metri, iar al lumii aparținea unei americance, care sărise de la 4800 de metri. Pe 2 octombrie, Smaranda vine la Pipera. Pipera era atunci cel mai important aerodrom militar al României. Decolează, avându-l ca pilot pe Alexandru Papană. Au fost încă două avioane care au decolat în același timp, dar nu s-au putut ridica atât de sus și au abandonat zborul. S-au îndreptat către Bărăgan. Până atunci, Smaranda Brăescu executase 12 coborâri. Lansarea pentru record urma să fie a 13-a. După ce au depășit 6.000 de metri, Papană i-a spus Smarandei că poate să sară. A sărit și a pierdut un pic simțul orientării. Nu știa, se va deschide, nu se va deschide parașuta. S-a deschis, s-a liniștit, a văzut apoi avionul care o ridicase până la înălțimea respectivă, după care au început curenții. A fost o coborâre prin multe goluri de aer, a fost o sperietură zdravănă pentru ea. Spune că la un moment dat a început să și plângă prin aer, pentru că i s-a făcut frică. După care, privind în jos, a observat că este deasupra unui câmp cultivat cu porumb. A văzut apa argintie a ialomiței, a văzut că pământul se apropie fulgerător, oamenii se opriseră din munca agricolă. Era ceva nou pentru toată lumea să vadă un om căzând din cer. Când s-a apropiat de pământ, îi era foarte cald, probabil transpirase foarte mult, și-a aruncat ochelarii, și-a aruncat mănușile, a atins pământul și a coborât peste ea pânza parașutei ca o mantie de mătase albă. Populația care văzuse coborârea a pornit spre parașutistă cu căruțe, călare, pe bicicletă sau pe jos. Locotenentul Papană a aterizat la 50 de metri de porumbiște în apropierea satului Sărățuica. Primul care a ajuns lângă ea a fost un țăran care i-a spus: hai noroc! A fost o mare victorie, mai mult personală, pentru că în continuare cea mai mare parte a societății românești o dezaproba. Dar regele României, Carol al II-lea, a hotărât să o sprijine. Măcar moral, nu cu bani, că România era în plină criză economică. Deci nu era ușor să sprijin pe cineva să-și cumpere avion sau să aibă o viață sportivă costisitoare. În ziua următoare a fost invitată la Aeroclubul României și decorată cu Ordinul Național Virtutea Aeronautică, clasa Crucea de Aur. Spun că acest ordin este primul ordin național aeronautic din lume. A trebuit să se inventeze ceva, că n-aveau ce distinție să-i mai dea. Și-au inventat acea baretă. A fost singurul aviator român care a primit și bereta de aur a acestei virtuți aeronautice, care a fost oferită de însuși regele Carol al II-lea.
și se mai întâmplă ceva important la Aeroclub. Îl cunoaște pe Italo Balbo, care era ministrul aerului din Italia. Balbo a simpatizat-o și se va dovedi peste ani un sprijin pentru ea, în cel puțin două momente. Toată lumea din țară a fost mișcată de modestia cu care a săvârșit un act de eroism menit să încerce un mijloc de salvare pentru toți aviatorii. Acest lucru este menționat în scrisoarea pe care principesa Marta Bibescu a adresat-o Zmarandei, pe care o semna: "Te rog să primești, scumpă domnișoară Brăescu, sentimentele de caldă admirație pe care ți le păstrez, ca soție de aviator, ca româncă și ca femeie." Ce semnifică acest salt din 2 octombrie 1931? Era nu numai recordul național la saltul cu parașuta, era recordul mondial feminin, dar ce mai observăm, Zmaranda, dacă ar fi sărit cu 250 de metri mai sus, ar fi egalat recordul mondial universal, record pe care în acel moment îl deținea un bărbat din Statele Unite. Și își propune să doboare recordul mondial absolut și să caute un avion care să o ridice la 7000 de metri. Imediat după record, într-o scrisoare adresată inspectorului general al aeronauticii, Zmaranda Brăescu îi cerea acestuia să dispună aprobarea celor necesare pentru lansare de la 7000 de metri. În sprijinul solicitării sale, a atașat un referat cu toate datele în care această înălțare ar fi fost posibilă. Urmează bătălia ei pentru a găsi acest avion. Își dă seama că în România nu-l va găsi. I se spune, mergi în Statele Unite, acolo poți obține orice. Au și avioane, au și baloane, au nevoie de recorduri, lor le place să ajute pe cineva să doboare un record. Bine, a întrebat Zmaranda, dar recordul au ei, mă vor ajuta pe mine, o româncă, nu-ți fă griji, atunci când americanii pierd un record, inventează imediat altul. Deci asta i s-a spus. Ziarul Universul a luat inițiativa deschiderii unei liste de subscripție, publicând în numărul său din 1 noiembrie 1931 articolul pentru noul record al parașutistei Brăescu. Cei mai generoși dintre românii bogați sau mai puțin avuți, dar plini de suflet, nu au întârziat să subscrie. Pentru fondul Zmaranda Brăescu a strâns bani și ziarul America, editat de românii din Cleveland, Statele Unite. Se face o chetă. Are parte de o presă pozitivă, de fapt din acest moment va fi aproape adoptată de presa din România și mai ales de către ziarul Universul. Directorul chiar a simpatizat-o foarte mult și o va ajuta de acum încolo în mai multe rânduri. Și se strâng bani ca ea să meargă în America și să încerce să doboare recordul mondial absolut la saltul cu parașuta. Al doilea vis al Zmarandei Brăescu este să obțină diploma de pilot, urmând școala de pilotaj american, în speranța că se va putea întoarce în țară străbătând oceanul pe calea aerului. În clipa în care am părăsit pământul țării mele, o senzație de gol, asemenea unei aruncări în abis, am simțit că îmi copleșește pieptul. Dar a fost numai un fior, o fulgerare, alungate bătăios de gândul puternic și de voința mea vitează, ce nu cunosc ce este slăbiciunea, nici abdicarea. În toate actele decisive ale vieții mele, am crezut orbește în steaua mea. Și de această dată mă încredințasem ei. Să nu vă mirați, dar, că, deși nu atinsesem încă ținta călătoriei mele, în gândul meu mă vedeam în drum spre casă, cu biruința în brațe și cu bucuria în suflet. Către ce destin mă purtați voi, neastâmpărate și misterioase valuri? Oglindiți voi aureola gloriei mele sau nu sunteți decât purtătorii anticipați ai pulberei ce va rămâne din mine? Zmaranda pleacă din țară pe la jumătatea lunii decembrie. Cred că a ajuns la New York chiar în prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie. Și ce constată? Constată că este cunoscută în Statele Unite. A mirat-o. Dar se scria despre ea
s-a scris mai ales de când s-a anunțat că vine să doboare recordul mondial la saltul cu parașuta. Între timp a primit vestea că o mare fabrică din Cehoslovacia se interesează de ea și o invită să dirigeze personal lucrările de confecționare a unei parașute cu care să încerce acolo doborârea recordului, promițându-i se și o serie de avantaje materiale. Însă Zmaranda nu dă curs acestei invitații, deoarece nu vroia să renunțe la parașuta Heinecke, în care avea deplină încredere. A rămas în America să își măsoare puterile cu așii aviației universale pentru a bate și recordul bărbătesc al zborului cu umbrela. Acolo, în America, până în luna martie, a încercat să se relaxeze, să intre în atmosfera vremii, după care a început să caute un avion capabil să urce la altitudinea de 7300-7400 de metri. Pe 1 ianuarie ia trenul către sud, către Florida, pentru că peste o săptămână în Florida urma să se țină un mare concurs de parașutism și de aviație sportivă și își imagina că odată ajuns acolo va găsi avionul de care are nevoie și va sări de la o înălțime de peste 7000 de metri pentru a obține recordul mondial. Începe aventura americană a Zmarandei, care nu a fost așa cum și-a imaginat. Odată ajuns la Miami, îi se spune, da, puteți participa la meeting, dar ca spectatoare. Nu vă putem autoriza să săriți, pentru că nu avem avioane care să se ridice atât de sus, iar să vă aruncați din avion de la o înălțime mică, iar nu e pentru dumneavoastră, noastră sunteți o sportivă cunoscută. Presa ar fi dezamăgită și nu v-ar fi favorabilă. Și am mai rămas în Florida o lună căutând un avion. Îi se spunea să mai aștepte sau îi se spunea să încerce în America de Sud sau poate în Cuba. A început să-i bănuiască pe prietenii din Statele Unite că, de fapt, nu vor să o ajute. A început să bănuiască, de fapt, că toată lumea așteaptă ca ea să-și termine banii și să plece acasă. Acum trebuie să înțelegem și pe americani. Nu au fost foarte bucuroși de faptul că vine altcineva să stabilească o asemenea performanță. Și au fost piedici și directe și indirecte de la impunerea unor standarde de securitate, a unor standarde de performanță a aeronavei din care se sară, până la omologarea recordului ei, care practic l-au reglat să nu fie atât de departe de vechiul record mondial absolut. Nu s-a lăsat. A închiriat o cameră la un hotel de mâna a doua, un hotel foarte ieftin, și a cerut ajutorul tuturor persoanelor cunoscute din Statele Unite și până la urmă cineva a venit cu o idee și s-a spus să traversează America, iar la San Francisco vei găsi ceea ce te interesează pe tine. Acolo lumea este un pic altfel, aviația este un pic altfel, iar ea a ascultat de acest sfat. S-a urcat într-un tren și timp de câteva zile a traversat Statele Unite. A ajuns la San Francisco și a început pregătirea pentru saltul cu parașuta de la peste 7000 de metri. Organizatorii mitingului aerian au fost cât se poate de curtenitori, deși în fiecare zi au găsit un nou obstacol pentru scopul vizitei mele. Nu mi-au îngăduit să utilizez parașuta mea, obligându-mă să port o parașută dublă americană, extrem de grea și cu a cărei manipulare nu eram familiarizată. Am acceptat să o încerc. Mă gândeam la micii copii care contribuiseră cu bănuții lor ca să vin din România în America. A fost nevoie de 3 oameni ca să o îmbarce în avion, pentru că o parașută pe spate plus parașuta de rezervă, totuși ai o greutate pe tine. La
prima decolare nu s-a ridicat dincolo de 6.000, s-a întors la aerodrom, pilotul i-a spus Marandei că va face niște modificări la motor și peste o săptămână vor relua cu succes. Nici a doua oară nu s-a ridicat mult dincolo de 6.000 de metri și a spus trebuie să cauți un alt avion. A găsit un al doilea proprietar de avion, era proprietarul unui aparat de tip Cessna. La cea de-a treia tentativă de a dobori recordul, avionul părea că o va duce la înălțimea pe care ea și-o dorea, dar brusc pilotul a coborât aparatul, s-a întors la aerodrom și a spus Marandei că a rămas fără oxigen în butelia de aer. A patra tentativă. Din nou decolează cu același pilot. Avionul ia înălțime, dar se termină oxigenul din butelia Smarandei. Începe să creadă că este sabotată. Odată i s-a întâmplat pilotului, a doua oară ei. Vorbește cu un român din San Francisco, Ioan Petrescu, era un lider al comunității românești din San Francisco. Vorbește cu el să-l ajute și îi spune, hai să încărcăm împreună buteliile cu oxigen. Și pe urmă să le păzim împreună. Nu le scăpăm din ochi până nu mă urc cu ele în avion. Ceea ce fac. Decolează a cincea oară. Avionul depășește 6.000, depășește 6.500, se vedea pe altimetru de la bordul aparatului. Depășește 7.000, Smaranda este foarte bucuroasă, 7.100, 7.200, se pregătește să sară și privește jos și vede sub ea munți. Nu vede câmpia de la Sacramento unde trebuia să sară. Vede munții Sierra Nevada. Se întoarce către pilot și vede că pilotul era pe punctul de a da gata o sticlă de whisky, care îi și spune Smarandei, Scotch. Best whisky in the world. Better than oxygen. Nu vrei să tragi un gât? Este uluită. Nu-i vine să creadă, se întoarce, pilotul întoarce avionul la aerodrom, se ceartă cu pilotul, îi spune cum poți să-mi faci așa ceva, mă duci deasupra munților, n-avea nicio șansă, ar fi sărit acolo, ar fi murit, sau ar fi fost rănită și probabil n-ar fi găsit-o nimeni. Rămâne și fără bani. Pilotul i-a spus când s-a întors cu ea, îți jur că data viitoare, nu va mai fi o data viitoare, i-a spus Maranda, nu mai am bani. Să menționez și faptul că suntem încă în perioada prohibiției în Statele Unite și aviatorii n-aveau voie să bea pe pământ, dar găsiseră posibilitatea de a lua sticla cu ei și a bea în timpul zborului. Și totuși a fost și o așa ocazie. Pentru că românii din Statele Unite au făcut o mică chetă și au mai dat $100. De fapt, cred că i-am împrumutat de la cineva $100, bani care ajungeau pentru a mai închiria avionul pentru un zbor, pentru a mai umple odată buteliile cu oxigen și pentru combustibilul avionului. Pe 19 mai dimineața, 19 mai 1932, este din nou la aerodrom. Jurnaliștii o întreabă mai mult ironic. Ce vei face dacă nu vei reuși nici de data aceasta să dobori recordul mondial? Și ea spune, dacă nici de data aceasta nu reușesc, oricum mă arunc din avion, dar fără parașută. Ea a spus o glumă, dar unii au luat-o în serios, pentru că foarte repede au apărut edițiile de prânz cu titlul Smaranda Brescu va dobori recordul mondial absolut sau se va sinucide. Pentru Dumnezeu, unde vrei să ajungi? La cer? Mi-a spus pilotul. Zburam de o oră și jumătate. Când am ajuns la 18.000 de picioare, amândoi ne-am pus măștile de oxigen, pentru că era dificil să respiri. Timp de 3/4 de oră ne-am luptat să câștigăm o mai mare altitudine. Tot timpul de urcuș am avut ochii lipiți de altimetru. A urcat la 7.000 de metri
a depășit 7000 de metri. Smaranda se uită la pilot, vrea să-i mulțumească, dar pilotului îi venise rău, pentru că omul a dorit să-și repare greșeala și atunci, deși s-a terminat oxigenul din butelie, a continuat să ridice avionul până la limita rezistenței, după care a leșinat. Când l-a văzut că a pus capul în piept, Smaranda s-a gândit că avionul se va prăbuși, omul i-a venit rău, nu mai era conștient, a sărit. Atunci am luat masca de oxigen de pe fața mea, trăgând o ultimă profundă inspirație și am sărit. M-am proiectat în jos cu viteza unei glonte. 3000 de picioare pe minut, am aflat mai târziu. Mai înainte am avut timp să realizez ce se întâmplă și mi-era foarte frică de moarte. Eu nu am putut respira, aerul era așa de rarefiat și ultima inspirație de oxigen pe care o luasem nu m-a ținut prea mult. Eu nu am fost echipată cu echipament de respirat din cauza greutății mele, dar aș fi dat orice să-l fi avut atunci. Tocmai când gândeam că voi leșina, am început să mă simt puțin mai bine. Nu mi-a fost foarte frig în aer, pentru că eram așa de înghețată înainte să sar din avion că nu mai putea fi frig. Deseori agoniza. Cobora câte 20-25 de minute și trecea de la un frig extrem, pentru că există acel gradient de temperatură potrivit căruia la fiecare 1000 de metri temperatura scade cu 5,6 grade. Dacă mulțim cu 7, ajungem la minus 30 de grade. În plus, oxigenul era destul de puțin, trebuia dozat. Apoi mi-am pierdut mănușile și mâinile mi-au amorțit. Am putut să aud avionul învârtindu-se deasupra capului, dar nu am putut să-l văd pentru că era drept deasupra parașutei mele deschise. Vântul m-a purtat ducându-mă spre nord-est. Apoi parașuta mea a început să se învârtă în curenții de aer și am amețit. Am fost răsucită ca un titirez. În acest moment, Smaranda leșină din cauza aerului rarefiat și probabil intră într-o vrie orizontală. Chiar ea spune la un moment dat că aproximativ de 18.000 de picioare începe să-și revină ușor-ușor din leșin. Probabil constată ceea ce s-a întâmplat, că intrase ușor în vrie, probabil a avut o petrecere de suspante, ceva de genul ăsta, se învârtea în chingile parașutei. La un moment dat spune că s-a trezit deasupra unui lac și era frică să nu se nece și în momentul ăla încearcă să-și deschidă parașuta de rezervă. Pe măsură ce coboram mai aproape de pământ, am observat un râu și am observat că mă îndrept direct spre el. M-am temut de nec dacă voi ateriza în râu. De la altitudinea de aproximativ 1000 de picioare, am tras coarda parașutei mele de siguranță, sperând să îmi încetinesc coborârea și viteza și să evit aterizarea în apă. M-am înfiorat. Viteza de coborâre trebuie redusă în preajma solului cu o aproximare destul de bună a înălțimii, de unde iei această decizie. De ce? Pentru că în momentul în care tragi de suspante foarte tare, suprafața portantă se reduce, pentru moment se frânează coborârea, dar apoi, dacă frânarea este prea sus, începi să cobori mult mai repede decât înainte. Trage de inelul de siguranță și parașuta pleacă în jos, trăgând-o și mai repede în jos, ceea ce dovedește că
ea nu mai avea viteză foarte mare, viteza avea, dar nu mai avea viteză foarte mare, iar parașuta de rezervă nu a prins sarcină, deci nu se umflase. Ne-a avut noroc pentru că nu s-a umflat, n-a prins sarcină parașuta de rezervă, pentru că dacă se umfla, avea toate șansele ca parașuta de rezervă să se încolocească în parașuta principală și atunci lucrurile erau mult mai complicate. Vântul a început să bată din spate și să o ducă dincolo de lac și, apropiindu-se de pământ, a constatat că s-ar putea să se ciocnească culme de niște fire de înaltă tensiune. Parașuta americană atârna câțiva metri sub ea. Și atunci a început să o tragă la piept, să o lipească la piept, ca să poată să ferească de stâlpii de înaltă tensiune. Și a trecut cu picioarele ușor pe deasupra firelor de înaltă tensiune. Altfel, parașuta americană s-ar fi lovit și încolăcit, poate, pe firele respective. A trecut razant de aceste fire, nu s-a încurcat în ele și a căzut pe pământ. Un fermier din zonă a venit la ea, ei îi era rău, a ajutat-o să rămână conștientă. După câteva zeci de minute, Smaranda s-a simțit în stare să meargă la mașina fermierului și de acolo la el acasă. Ajuns acasă, a dat telefon unde îi spusese Smaranda să dea telefon și să spună că a găsit o femeie pe câmp care pretinde că a sărit de la 24.000 de picioare. În acest timp, avioane zburau deasupra noastră cu toate aparențele că sunt venite în recunoaștere. Erau într-adevăr avioanele trimise în căutarea mea de grupul de aviație de la Motherfield, după comunicarea transmisă de cei din Sacramento, care anunțau dispariția mea. Pilotul care o ridicase pe Smaranda la peste 7.000 de metri, după ce și-a pierdut cunoștința, a coborât cu avionul până pe la vreo 4.000, după care și-a revenit. A crezut că și Smaranda și-a pierduse cunoștința și ar fi fost aspirată din avion și s-ar fi zdrobit undeva pe câmpia Sacramento. Cei de la aerodrom l-au informat, vezi că n-a murit, este în locul cu tare. Acesta tocmai și alimentase avionul să plece să o caute și rugase și pe alții să-l ajute să o caute. Când a aflat că se află bine la cineva acasă, a decolat, a aterizat în locul respectiv și deja Smaranda era acolo înconjurată de jurnaliști. Nu se știe cum aflaseră, cum ajunseseră înaintea aviatorului care tocmai decolase să o caute și spun ziarele din România, cât ai fuma o țigară, întreaga America a aflat că Smaranda Brescu a dobărât recordul mondial, absolut. Toate ziarele vuiau cu recordul Smarandei. Toate ziarele importante vorbeau despre ce a realizat mândița și parașutista din România. Toată lumea îi trimitea telegrame, toată lumea îi trimitea oferte, toată lumea era invitată la banchete, era invitată la dineuri, peste tot era invitată Smaranda Brescu. Era o vedetă. După o oră, edițiile ziarelor anunțau în toate orașele regiunii, la San Francisco, Alameda, Oakland, cu reportaje mari însoțite de fotografiile mele, cum am bătut recordul lumii, pentru care ispravă eram numită Regina Aerului și cea mai îndrăsneață sfidătoare din lume a morții, aruncându-mă de acolo de unde nimeni nu s-a mai aruncat. Argumentele au fost că a sărit dintr-un avion american, un pilot american, pe tărâm american, iar recordul a fost omologat de Federația Aeronautică Americană. Așa încât, în mod indirect, recordul aparține și Statelor Unite. Și ar trebui să fie o mândrie pentru Statele Unite că s-a stabilit acest record la ei, la Sacramento. Acum toți știți că am făcut acest record. L-am luat cu mari sacrificii. Acum sunt mai liniștită. M-am calmat foarte mult. Mi s-a cerut de american să întreg recordul lor
numai cu 656 de picioare, adică 21.171, și eu am sărit de la 24.000. S-a făcut și film cum plec cu avionul și cobor, spunând cineva că sunt regina aerului și că am bătut toate recordurile din lume. Dar iarăși m-a luat altă grijă. Nu mai am niciun ban. Sunt de mult fără bani. Trăiesc din împrumut. Este o mare rușine, dar asta este. Nu am îndrăznit să mai cer nimic din țară. Ce rău îmi pare că sunt româncă. Și mai rău, că nu am avut un accident mortal, că atunci scăpau toți de mine. Nu știu ce să fac. Sunt foarte necăjită. Nu pot pleca. N-am niciun ban. Aș vrea să fac școala de pilotaj. Nu pot să stau așa fără nimic. Pentru acest record a primit prima baretă la Virtutea Aeronautică. Și asta a fost preocuparea regelui Carol al II-lea, și să-i trimită prin legație cât mai repede prima baretă. Lumea credea că Smaranda s-a umplut de bani. În Statele Unite, dacă făceai așa ceva, primeai imediat sprijin financiar. Este că în acea perioadă, în august 1932, a fost invitată la un meeting aerian la Montreal. Ea a fost onorată în cel mai înalt grad de către zburătorii din Canada. 40 de avioane au întâmpinat avionul cu care ea se deplasa și au însoțit acest avion, însoțindu-o de fapt pe ea, ca mare personalitate sportivă a lumii. De altfel, a fost considerată ani întregi ca fiind cea mai mare sportivă a lumii, în această calitate a ei de parașutist de excepție, cu recordul mondial absolut de salt cu parașuta de la înălțime. În România lucrurile s-au mișcat mai greu. În țară, la București, directorul ziarului Universul, Stelian Popescu, și-a dat seama că ea de fapt n-are bani. Și a făcut o chetă și i-a trimis o sumă frumușică în Statele Unite. Acum avea bani și s-a gândit să-și atingă visul, anume să facă o școală de zbor, să obțină brevetul și să devină aviatoare. Dacă își punea ceva în cap, trebuia să obțină, indiferent de costuri. Din mărturile pe care le-am întâlnit despre Smaranda, este a Marinei Știrbei, care spunea că, spre deosebire de toate celelalte fete din aviație, Smaranda era temerară, era un pic mai mult decât curajoasă.